este știut faptul că invadatorii, fiind veniți din spații largi, deschise, din câmpii, nu se temeau să intre în astfel de spații deschise. Acest grup statuar din spatele meu a fost dezvelit în 1929 pentru a comemora actele de vitejie ale trupelor din zona Botoșanilor în primul război mondial, mai exact regimentele 51 și 52 infanterie, aflate sub comanda maiorului Ignat, în bătălia de la Răzoare. Aceștia au suferit confrângere cei drept acolo, dar au reușit să țină linia frontului, astfel încât au stopat, practic, trupele puterilor centrale.